De unde vii? Din Constanța. Și câți ani ai? 25. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Tu? 26. Mulți înainte. Mulțumesc. Spune-mi multe despre tine. Despre relațiile tale care le-ai avut. Ce-ți place, ce nu-ți place. O să spun de ultima relație oficială în care am stat, 3 ani. Da, eu aș vrea să-mi povestești despre relația neoficială. Abia aștept să-mi împărtășească cineva câteva din experiențele legate de relațiile neoficiale. Cine n-a avut relație neoficială, să ridice mâna sus. Toată lumea a avut relație neoficială. Mai firați voi să fiți și vă dați poate niște ipocrite, niște... Abia aștept să-mi povestiți și să-mi spuneți ce ați făcut și cu cine și de ce și mai ales când și... Da, astea sunt alea care nu se povestesc, a? Nu se povestesc și nici nu avem timp. Mai pentru asta îmi fac timp, crede-mă pe cuvânt. Eu cred că sunt mai interesante decât alea oficiale. Am stat într-o relație 3 ani. Așa. Cu o fată, Mihaela. Oficială. Oficială. Așa. Celelalte au durat și mai puțin și mai mult. Mm-hmm. Și ele se perindau în timpul relației oficiale sau te perindai tu la ele în timpul relației oficiale? Și, ca să fiu sincer. Că... Mm-hmm. Și fata asta, cum ai zis că o cheamă pe... Mihaela. Mihaela. Mihaela știa? La început nu, ulterior a aflat... Așa. Ulterior a aflat când filtram, să zic așa, cu o colegă de ei. Ole, mă, da, și tu. Mă, când vă aud, mă. Mă, acasă la voi sau la serviciu la nevastă ta să știe tot birou sau la tine la serviciu ca să te vorbească tot satul. Tu te și tu, nu te știe nici vântul, nici pământul. Păi nu că a fost de acord. Cine? Ia, iubita. Care? Mea. A zis, dacă vrei, nicio problemă, eu îți pregătesc haine, te spăl, te calc, totul pregătit, du-te la întâlnire. A fost de acord. Ce inițial. A făcut? A fost de acord. Adică e cam bancul ăla, nevastă, pregătește-mi costumul. Vai, bărbate, tu te duci să te întâlnești, te duci la vorba aia. Vai, dar cum, că eu mă duc și pregătește-mi și cămașa aia apretată, știi tu, care îmi place mie, Gugule. Măi, bărbate, tu te duci la, Doamne iartă-mă, nevastă. Și te rog să-mi dai și parfumul ăla nou pe care mi l-ai făcut tu cadou de Crăciun și, mă rog, pleacă el, l-a aranjat, parfumat, se întoarce pe la 4 dimineața. Ce ușor, ce... Și ea îi deschide ușa. Și el zice, ce să-ți fac dacă ai cobit? Așa și tu. Acum începe partea mai importantă, mai interesantă. Bun, deci nevastă ta, mă rog, iubita ta, da, din punctul cui de vedere începe partea mai importantă? Și al meu și al ei. Aha. Deci iubita ta a venit și a zis, vrei la așa? Ia mă că te calc, eu te aranjez, te spăl, ți-a dat costumul ăla bun, ți-a dat parfumul ăla bun, ți-a dat indispensabilii aia buni. Vrei la așa? Șosete noi fără găuri? Da. Pantofii ăia... De carton? Păi aia care se folosesc odată, dar sunt impecabili. Așa și? Vrei la așa să te duci cu șosetele fără găuri, așa fiind colega ei. Așa. Dar de ce la așa nu dăm nume? Ba da, poți să dau nu nume. Nu trebuie. Să-i spunem Floricica. Floricica. Așa. Ne-am întâlnit odată de două ori în Constanța, la odată mare. Odată de două ori și odată de trei ori. În Constanța, la mare. Da. Așa. Nu s-a mai ajuns la odată de trei ori, pentru că... S-a rămas la odată de două ori. Prima dată când ne-am întâlnit la ea acasă. Da. Aici începe, începe surpriza. Și anume? Apare soțul ei. Din dulap? De unde?
a venit acasă. În timp ce noi stăteam, a venit acasă. Nu știa nici ea că trebuie da să voi stăteați? Să definim stăteam. Stăteam pe canapea la televizor. Vă uitați la televizor? Da. Așezați întinși unul lângă altul ca sărmăluțele. Ceva de genul. Sau poate n-avea suficient loc, că omul n-avea spațiu excedentar și stăteați un pic mai înghesuiți unul într-altul, așa. Avea o canapea mică, o țineam în brațe, într-adevăr. Asta zic, așa. Așa și acolo a început scandalul. Paranghelia. Paranghelia și circul. Și tu cum te-ai simțit în momentul ăla? Cum am simțit? Înghesuit, cum să se simtă? Orice are un risc în viață. Adică? Asta a fost. S-a întâmplat, nu s-a întâmplat tot ce vroiam, s-a întâmplat... S-a întâmplat neprevăzutul? S-a întâmplat neprevăzutul și aia e. Așa, și cum el ce? A venit și ce? A fost urât. Adică? Adică a ieșit cu bătaie. Ca să... Adică el n-a salutat să zică, bună, eu sunt așa, vrei o bere din frigider? Nu, nu m-a întrebat. Nu m-a întrebat nici de bere, nici a de cafea. A trecut peste amabilități și peste introducere și a trecut direct în, la subiect. Da. Mă, tu ce cauți aici? Nu, nu. Mă, tu ce cauți cu nevastă mea în brațe la mine acasă? Și? Și a fost scandal, am plecat. Adică scandal de care? Cu vecinii sau cu poliția? Scandal doar cu vecinii. Nu s-a ajuns până la poliție, că n-avea niciun farmec să ajungem dar până acolo. Dar ce zicea în timpul ăsta? Adică când te prinde pe tine bărbactul cu amantul, tu ce zici? Ia ce zicea? Ce să zică? Ce putea să mai zică? Într-un moment de la ce poți să mai zici? Păi nu știu, asta te întreb, că nu, mie nu mi s-a întâmplat. Și m-a ferit Dumnezeu. Și aș vrea să știu cum reacționează alții. La început a... și relația lor s-a terminat între timp. Aha, dar ei locuiau la parter sau la etaj? La etajul 1. Mă rog, un picior rupt și cam... Nu se ajungea la acolo. Dacă stăteam la 7-8 era mai asta riscant. Asta zic, ce naiba făceai? Așa și am plecat. Am încercat să dau de ea după aia, să vorbim, să ne mai vedem și nu am mai abunit-o. Și tu ce ai făcut? M-am dus acasă, a aflat și iubita mea, Mihaela. Așa. Și relația asta s-a sfârșit așa, din motivul ăsta. Că da, tu ce nu i-a convenit femeie... de scandal, ea știa inițial că merg. Dar ei crezi că i-ar fi convenit să știe că tu te duci să te iubești cu altă femeie? Te întreb așa. Nu cred că i-ar fi convenit, dar... Adică, uite, gândește-te... În interiorul ei nu-i convenea. Aha, da, accepta că tu ești acest făt frumos, jumătate-ți meu, jumătate făt frumos. Păi sunt perfect. Eu nu-mi găsesc niciun defect. Tu să nu te de ochi. Doamna Ioana, aveți microfon? Ia ziceți, doamnă, dacă știți dumneavoastră că acum vă traduce... A, dacă aș ști? A. Ferească Dumnezeu. A. O pernă pe gură direct. A. Să nu țipe când îl bate cu papucul. Ați înțeles? Cam despre asta este vorba. Da. Păi, ce să... adică... Înainte îi dau o țuică. Și pe urmă, cu perna direct pe gură. S-a asfixiat de bunăvoie și nesilit de nimeni. Doamna, hai că nu încurajăm. Doamna Ioana, dumneavoastră... Ce-aș face, dar cum nu se întâmplă, nu o să fac. Da, dați-ți uică să-l fezandați așa, parcă-l băgați la cuptor, să-l faceți... Da, să iasă fraget. Spune-mi trebuia și... să vă trimit la concurs cu Maria, la gătit. Dar chiar, apropo, știi să gătești? Învăț. Da, știu, învăț. Da. Și ce-ți place cel mai mult să faci? Să învăț. Să învăț. Să învăț.
ceai, 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 ceai. De tei. De tei. Știi să faci? Da. Aha. E bine. E ca și rezolvat. Mănâncă vreo două farfurii de ceai și e perfect. Bun. Ia să mergem noi în potriveală să vedem ce se întâmplă acolo. Nioara, Ilie... Am auzit că, Mioara, vrei să-ți dai întâlnire la Ilie acasă, cu Ilie. Auzit ce vorbi. Normal că am auzit. Știu tot? Aud tot? Așa că spuneți-mi voi. Da. Ce vreți să faceți? La o cafeluță. Da. Pentru cunoaștere. Da. Și o discuție de circumferință. De circumferință? Da. Ok, ieșiți la o cafeluță de cunoaștere și circumferință. Așa. Ce apreți, ce apreciezi cel mai mult la o femeie? Felul în care arată, comportamentul, în primul rând comportamentul. Dar la Maria ce apreciezi? Tot. Tot. Ce-ai asta? Tot. Tot. Felul în care am văzut-o în emisiune. Așa. Modul ei de a se prezenta. Bună, sunt Maria. E frumoasă, e înaltă. E frumoasă, e înaltă. Și merită tradusă? Da. Dar eu am venit pentru o relație, nu am venit pentru, pentru o traducere. Aha. Deci tu vrei mai mult. Da. Fumezi? Da. Și cu alcoolul cum stai? Nu beau alcool. Ia să te lași și de țigări, că ai fi bărbatul perfect dacă te-ai lăsat și de țigări. O să mă las, încerc pentru Maria, încerc. E bine. Da, v-am povestit când am fost cu fiica mea la un pediatru și ne ia pe amândoi în primire. Noi am crezut că o să consulte copilul. Când colo, hai să consultăm adulții. Și îl întreabă pe bărbată, mi-o zice, fumați? Și Tavi zice, ocazional, așa, odată, zice, ocazional, asta o să facă pe fiica dumneavoastră să aibă alergii. Domnul, dar nu fumez cu copilul, na? Când ați conceput-o, zic, ok, mă întreabă pe mine, zic, hai că eu m-am scos. Zice, dumneavoastră fumați, zic, doamnă, m-am lăsat de 9 ani, De 9, dacă n-aveți 10 ani, și de la dumneavoastră o să ia alergii. Așa că dacă trebuie să te lași și peste 10 ani să faci copii, da? Da. Bun. Ia zi, Marie. Ești curioasă dacă faci sport. Oarecum. Sticlism. Sticlism, da. Da. Presupun că știi să not dacă ești din Constanța, nu? Da, știu, nu? Să not. Ia zi, Maria, vrei să descoperi ceva la el? Mâna. Mâna! Da. Hai să vedem mâna, deschide o ferestruică ăla de nu te vezi. E îngrijită. Ia uite ce se... Mă uit la unghii. Se joacă, se tachinează, se... Dan, 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 bam, bam, bam. Da, e bine. E bine? Da. Altceva mai vrei să descoperi? Nu, aș vrea să știu ce înălțime are. 1,81 m. E bine? Da. S-a judecat, gata! Da. Păi hai, dragilor! În picioare cu spatele la Dă, nu te vezi? El a zis că e perfect, acum tu să vii să ne spui dacă e așa sau nu, da? Vă spun mai încolo, după ce-l cunosc. Bine, te invităm. După ce mergem la un film, la un popcorn. Și tu lasă vrăjala, că, mă rog, știi cum e? Eu ca tine am fost, tu ca mine încă nu. Așa e. Zi, Maria. Mergem la camera de potriveală.
Hai la camera de potriveală cu voi.